Aș dori să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta în Romani, capitolul 5, și vom citi de la versetul 1 până la 11. Romani, capitolul 5, de la versetul 1 până la 11. Spune așa Cuvântul lui Dumnezeu: deci, fiindcă sunteți socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui Iisus Hristos îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și în care ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce speranță, aduce nădejde. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți, prin sângele Lui vom fi mântuiți prin El demonia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Aleluia! Tată din ceruri, îți mulțumesc așa de mult pentru prezența Ta în acest loc. Îți mulțumesc așa de mult pentru cuvântul Tău. Îți mulțumesc, Doamne, pentru libertate, că putem să-L deschidem, că putem să Te auzim vorbindu-ne astăzi, Doamne. Duhule Sfânt, mă rog ca în această dimineață, treci Tu în această sală pe la fiecare persoană în parte. Treci Tu, Doamne, la fiecare inimă și inimile care au nevoie de încurajare să fie încurajate în numele Tău cel Sfânt. Cele care au nevoie să fie cercetate, să fie cercetate în numele Tău cel Sfânt. Cele care au nevoie să fie mustrate în dragoste, să fie mustrate. Dar, Doamne, ajută-ne să nu părăsim acest loc neschimbați, ci schimbați prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Lucrează Tu astăzi cu putere și atinge-te, Doamne, și de mine să spun mesajul Tău. Sunt un vas atât de slab. Vorbește Tu, Doamne, astăzi prin mine. În numele Tău m-am rugat. Amin. Vă rog frumos să luați loc. Vă mărturisesc că săptămâna aceasta, prin harul Domnului, am împlinit 27 de ani. Și nu vă spun lucrul ăsta ca să-mi spuneți la mulți ani, dar vă spun asta ca să înțelegeți un lucru. Cu fiecare an cu care trece, îmi dau seama că sunt mai aproape și mai aproape și mai fac un pas și mai fac un pas și mă apropii de Dumnezeu. Și când mă înfățișez acum înaintea oamenilor, îmi dau seama că nu pot să spun lucruri de la mine, ci trebuie să spun ceea ce îmi zice cuvântul lui Dumnezeu. În viața asta am avut ocazia să fiu cu Dumnezeu pe vârf de munte, dar am avut ocazia să fiu și în vale. Dacă toți am avea câte un înger păzitor, îngerul meu păzitor, de multe ori s-a uitat la Domnul și a fost facepalm. S-a uitat la Domnul și a zis: Doamne, pe ăsta mi l-ai dat. Și dacă îi mulțumesc lui Dumnezeu un lucru, îi mulțumesc că acum sunt în viață, îi mulțumesc că acum mă ține, că El mă susține, că văd dragostea Lui zi de zi. Și dacă astăzi sunt în fața voastră, vreau să înțelegeți că e numai harul lui Dumnezeu. Gândul pe care Duhul Sfânt mi l-a pus pe inimă a fost următorul: nu mai trăi în condamnare, trăiește biruitor prin Domnul Iisus Hristos. Da, este un titlu lung, dar ăsta l-am primit. Nu mai trăi în condamnare, trăiește biruitor în Domnul Iisus Hristos. Când ne uităm la epistola pe care o are Apostolul Pavel față de frații lui creștini din Roma, văd o capodoperă. Nu veți mai găsi un text în lumea aceasta cum este epistola către romani. O capodoperă care îți iluminează Duhul și este pentru oamenii spirituali, dar în același timp îți provoacă și intelectul. Este și pentru cei raționali. Însă ca să înțelegem partea asta spirituală și partea intelectuală, trebuie să facem două lucruri.
Nu se poate ca într-o predică de câteva zeci de minute să cunoști toată supremația, toată măreția lui Dumnezeu. Dar când te duci acasă, te încurajezi, studiază cuvântul lui Dumnezeu. Uită-te ce-ți vorbește Duhul Sfânt în Romani. Și sunt două lucruri pe care trebuie să le faci, dragul meu prieten. Roagă-te și perseverează. Crede în toată inima mea că Dumnezeu li se descoperă cu adevărat celor care plătesc prețul să-L cunoască pe El. Și asta nu se poate dacă stai câteva minute, dar dacă stai în cuvântul lui Dumnezeu și spui, Doamne, vreau să te văd pe Tine. Vreau să te văd, Doamne Iisus Hristoase, ce putere ai Tu. Duhule Sfânt, vreau să te înțeleg pe Tine. Arată-mi-te. Dumnezeu ți se va arăta. Vă spun încurajarea pe care o i-a Dumnezeu lui Iosua în 1:7. Dragul meu, întărește-te și îmbărbătează-te. Amin. Tema centrală când ne uităm în Cartea Romani este neprihănirea. A fi neprihănit înseamnă următorul lucru. Eu, un om păcătos, să pot să fiu socotit drept în fața unui Dumnezeu care este drept, drept, drept. În fața unui Dumnezeu care este sfânt. Asta este singura condiție acceptabilă. Singura stare în care lui Dumnezeu îi place de omul care este înaintea lui. Și vreau să vă spun care este dilema credinței creștine. Cum se poate ca tu astăzi, creștin în secolul 21, care știi că ești păcătos, să stai în fața unui Dumnezeu care este drept? Cum se poate să fii socotit drept sau neprihănit? Roman 2:11 ne aduce aminte de un adevăr fundamental. Dumnezeu, înaintea Lui, nu se are în vedere fața omului. Sunt astăzi în jurul nostru oameni foarte frumoși, care au toate standardele în ochii lumii. Dar când realizezi că în fața lui Dumnezeu vei sta gol și El nu se va uita la modul cum arăți, stai și îți pui anumite semne de întrebare. Iov 9:2 anticipează oarecum această întrebare. Doamne, cum ar putea să-și scoată omul dreptate înaintea Ta? Tu până și pe cel care nu este vinovat îl socotești vinovat dacă să-mi crede în el? Și Domnul Iisus Hristos spune în Matei 5:6, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Și încercuiește acest termen în dimineața aceasta, căci ei vor fi săturați. Romani 4:8, care este inspirat din Psalmul 32:2, uitați ce frumos spune. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Astăzi în Biserica lui Hristos sunt frați de-ai noștri care, deși sunt mântuiți, trăiesc în condamnare. Și dacă în Biserica Betel sunt astăzi oameni care trăiesc în condamnare, mă rog ca Duhul lui cel Sfânt să vă elibereze. Dacă astăzi sunt oameni care se confruntă cu suicid, care cred că nu sunt îndeajuns pentru harul lui Dumnezeu, Dumnezeu să vă elibereze. Hristos când a murit la cruce, nu a murit ca să avem viață veșnică și atât. Să plângem acasă, să fim bucuroși când ne vedem cu alții, să zâmbim și de fapt să nu fim bine. Hristos a murit să avem o viață din belșug. Aleluia! Ce înseamnă lucrul ăsta, viața din belșug? Adică să trăiesc în bucurie cu Hristos, în ciuda situațiilor în care sunt. Dumnezeu nu te-a chemat să fii sămânțar, să stai cu burta la soare, să mănânci semințe și să spui, vai ce frumoasă e viața creștină. Hristos te-a chemat să lucrezi împreună cu El. Și știți care e chestia foarte interesantă? În momentul în care lucrezi cu Hristos, nu tot timpul vor fi lebede care să zboare în cer, fluturași, zambiluții și un soare pe cer. O să fie momente în care celor o să se trântească la pământ. Vor fi momente în care va tuna, va fulgera. Dar Hristos este cu tine. Lăudați să fie în numele Lui pentru asta. Întărește-te și îmbărbătează-te. Crede promisiunile lui Dumnezeu. Dacă ești un om pe scaun în sala asta și crezi că Dumnezeu nu are niciun plan cu privire la viața ta, are. Prinde-L, apucă-L și spune, Doamne, folosește-mă. Doamne, schimbă locul ăsta prin mine. Schimbă locul meu de muncă prin mine. Folosește-mă, Duhule Sfânt. Amin. Sunt trei direcții când ne uităm în Cartea Romani, în toate capitolele. În primul rând, Pavel ne spune nouă creștinilor, dragilor, uitați-vă la persoana Domnului Iisus Hristos. Odată ce ați înțeles cine este Iisus, mergeți mai departe. După asta, înțelegeți care este puterea Duhului Sfânt. Nu poți să trăiești viața creștină doar crezând în Iisus. Este extraordinar, e fantastic, dar Domnul Iisus Hristos a plecat și a spus, v-am lăsat Duhul meu cel Sfânt, căutați-L pe El.
Sunt astăzi unii creștini care lasă pe Duhul Sfânt în spatele mașinii, nici măcar pe bancheta din spate, acolo unde e roata aia cea mai ponosită, acolo lasă pe Duhul Sfânt. Spune, gata, când l-am primit pe Hristos, am primit totul. Fals! Roagă-te Domnului ca Duhul Sfânt să te umple, să te folosească. Spune-mi în dimineața asta, când vorbești cu cineva care nu-L cunoaște pe Hristos, cum crezi că poți să folosești doar inteligența ta? Cum crezi că poți să folosești doar argumentele tale? Ai nevoie de Duhul Sfânt și vei experimenta dunamis. Și nu în ultimul rând, planul lui Dumnezeu pentru viețile noastre este extraordinar. Dragilor, toate lucrurile astea trei înglobează un singur lucru extraordinar. Dumnezeu te iubește. Dacă cel rău este astăzi și îți spune că ești condamnat, cei din stânga și din dreapta nu știu cine ești tu cu adevărat, Dumnezeu te iubește. Aleluia! Toată cartea Romani, hai să vedem ce putere are Evanghelia lui Hristos. Romani 1, de la 16 până la 17. Și mulțumesc Dumnezeu de fiecare dată când am putut să văd lucruri prezentate cu cuvântul lui Dumnezeu, să le văd în viața de zi cu zi. Spune Apostolul Pavel, cei din Betel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. De ce, Pavel, nu ți-e rușine de Evanghelia? Ce înseamnă Evanghelia? În original, Evanghelia înseamnă vestea bună, Evanghelion. Vreau să vă aduc o veste extraordinară astăzi. Fiindcă ea, Evanghelia, ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, cu alte cuvinte, că cei din Israel au un loc special înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a ales acest popor să vină Mesia acolo. Și astăzi rugați-vă pentru frații noștri din Israel, care nu-L văd pe Hristos, rugați-vă că Dumnezeu are un plan extraordinar și cu ei, și după asta și grecilor, și după asta și neamurile, și noi suntem aici incluși, deoarece în Evanghelie este descoperită o neprihănire, o îndreptățire în fața lui Dumnezeu, pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și aici întâlnim un nou concept, credință. Și nu te lasă acolo doar la nivelul de început. Adu-ți aminte când te-ai întors la Hristos, n-ai avut doar o credință de început care s-a oprit. Credința a crescut și a crescut și a crescut. Duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Eram în urmă de ani de zile, în urmă cu ani de zile, împreună cu tatăl meu și am mers într-o țară străină. Și acolo am fost invitat să vorbesc la un centru de rehab, dezalcoolizare, pentru cei care aveau probleme cu drogurile, erau acolo ajutați. Și am predicat și când am intrat în sala respectivă, vă mărturisesc că m-am speriat. Mi s-a prezentat contextul cu vreo 20 de secunde înainte de a ajunge în sală. Dacă îmi spunea cu câteva zile înainte, poate aș fi refuzat. Și am zis că să știți că aici au fost criminali, să știți că aici au fost proxeneți, să știți că aici oamenii, unii dintre ei, încă nu se pot controla, deci să aveți grijă. Domnul cu dumneavoastră. Și m-am dus acolo în sală și am zis, Doamne, eu sunt ca un mielușel în mijlocul unor lupi, dar cred că Tu ai putere, ajută-mă. Ies în față, predic cuvântul, la final fac chemare, sunt ori cu oamenii slăviți să fie Domnul și văd, fix din ultimul rând, din sala respectivă, ies un Mexico, un mexican tatuat, merge așa, ajunge în față și spune, vreau să-L primesc pe Hristos. Nu vă spun cum arăta, că arăta ciudat, dar când am văzut, uite, omul ăla care a fost cine a fost la viața mea, a venit la Hristos. După asta văd altul și altul și altul și altul. Și am văzut imaginea asta frumoasă, Hristos a iubit păcătoșii. De asta au venit la El și viața li s-a schimbat. Dar știți care e lucru interesant? Din toată sala respectivă vine un tip la mine, arăta ca Justin Bieber, ca să înțelegeți. Tatuaje tot corpul, freza ciudată, nu știu cum, dar avea o bucurie în ochi și mi-a zis, nu te cunosc, dragul meu prieten român, dar vreau să spun un lucru. În trecut, și s-a apropiat foarte tare de mine, în trecut, dacă voiam să-ți bag cuțitul în tine, o făceam zâmbind. Vă dați seama, când au zis lucrul ăsta, am făcut doi pași înapoi și a zis, stai că nu-ți bag acum, stai că totul e bine. Dar vreau să spun ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Am crescut într-o familie disfuncțională. Tatăl meu o bătea pe mama mea, drogurile erau pe masă, tatăl meu avea puști în casă, tatăl meu avea injecții în casă. Singurul moment în care era prieten cu soția lui, cu mama mea, era când se drogau împreună. Atunci erau cei mai buni prieteni. După asta mergea cu gangul lui, după asta mama mea se ducea cu alte femei. Și n-am înțeles, n-am știut ce e dragoste. Am crescut în stilul ăsta de viață.
merg mai departe și eu fac aceleași lucruri. Și-a făcut o prostie și-a fost prins de poliție. Pentru că avea 17 ani, ajunge în fața unui judecător. Nu știu dacă a fost creștin judecătorul respectiv, dar au zis în felul următor: tu acum îți lipsesc multe doagi în cap. Nu vreau să te bag în închisoare, pentru că îți ratezi toată viața, zeci de ani din viața ta. Dar te bag în centrul ăsta de corecție și dacă se va întâmpla ceva, o schimbare, te vom elibera. Ăsta literalmente nu înțelegea ce se întâmplă acolo, zis, abia aștept să ies de acolo și o să fac ce vreau. Și în centrul ăla de corecție, la un moment dat, vorbea cu niște băieți, hai să mai facem ceva, prostie, tăcâie, tăcă, și aude o voce. Îl vede pe un bărbat care vorbea despre o putere în Duhul Sfânt, o putere despre Domnul Iisus Hristos. Și a zis, cine mă ăsta? Și se apropie și când se apropie și vede că ăla era unul dintre capii din California, din gangurile respective. Un om care a omorât oameni la viața lui. Tatuat pe gât, avea însemnele. Mi-a explicat că în momentul în care unul din ăsta își pune câte un tatuaj pe gât, nu e acolo că vrea să arate frumos, artistic. Ăla este trecutul lui, îl identifică. Și tânărul ăsta spune, dacă Dumnezeu l-a schimbat pe omul ăla, care era în groapă, poate să mă schimbe și pe mine. Și fiți atenți ce îmi spune. Andrei, știi ce mi-a pus Dumnezeu pe inimă? Să fac teologie. Și am zis, aleluia. Și ce-i să faci? Te duci duminică să predici la amvon? Și îmi spune, nu, vreau să mă duc în fundul orașului, între drogați, între prostituate, între oameni răi. Și am zis, măi, ești nebun? Da, sunt nebun, dar de ce? Hristos de acolo m-a scos. Îmi știu trecutul meu, dar Hristos nu mă mai judecă pentru trecutul meu. Hristos m-a chemat la libertate, dar nu libertate ca să-mi pierd timpul, nu libertate ca să-mi pierd orele. Hristos m-a chemat să câștig oameni pentru El. Și asta mă rog și pentru voi în dimineața aceasta. Câștigați suflete pentru Hristos. De ce? În cuvântul lui Dumnezeu găsiți putere. Aleluia și Domnul să ne ajute la lucrul ăsta. Doamne, ajută-ne, Doamne! Te vei înfățișa, dragul meu, într-o zi în fața lui Dumnezeu, care este sfânt, sfânt, sfânt. Și te va întreba ce ai făcut cu timpul pe care ți l-am dat. Ce ai făcut cu orele pe care ți le-am dat. Mi-aduc aminte de Isaia, în capitolul 6. Ajunge omul lui Dumnezeu, care era sfânt față de ceilalți din Israel. Doamne, eu sunt între oamenii aceștia care sunt răi, din care afară de răi. Și ajunge în prezența unui Dumnezeu. Și vede acolo mii și mii de oameni care spun, sfânt! Sfânt! Sfânt este Domnul! Doamne, iartă-mă că sunt păcătos! Și vede serafimii care sunt mari, care au 6 aripi, cu 2 își acoperă fața, cu 2 își acoperă trupul și cu 2 își acoperă picioarele și spune, Doamne, eu cu buze necurate, și tot Dumnezeu vine cu soluția, ia cărbunele și îl dă. Dragul meu, ca să stai în fața unui Dumnezeu drept, haide să spunem dimineața asta ce a făcut Hristos pentru tine. Pavel este cel care scrie epistola aceasta și uitați cum se descrie. Eu, Pavel, sunt în primul rând rob al lui Dumnezeu, dar, dragul meu, binecuvântare mare este să fii rob din alegerea a lui Dumnezeu și nu rob fără puterea al dracului. Când ești cu cel rău, spui că ai libertate. Nu ai libertate. Ai niște lanțuri prinse de corpul tău. Pornografie, suicid, toate lucrurile, minciună și așa mai departe. Ăsta este cel rău. Spune, n-ai nevoie de Hristos. Poți să trăiești prin puterea ta. Ceea ce spune Hristos este, vino să fii robul meu, ia jugul meu asupra ta. Îți voi da pace, o pace pe care lumea asta n-are cum să ți-o dea. O pace pe care nu va înțelege nimeni. Și astăzi vă spun și eu Andrei Baciu, vârsta de 27 de ani, sunt robul lui Hristos. Și sunt mai liber ca niciodată, sunt mai bucuros ca niciodată, știu ce a făcut pentru mine. După asta spune Pavel, dar sunt apostol. Asta este chemarea mea, asta este menirea mea. Și el se adresează creștinilor din Roma. Și gândiți-vă că Pavel se adresează creștinilor din Betel și spune așa în Romani 1:7, voi creștinii de oriunde din lumea aceasta sunteți în primul rând prea iubiți de Dumnezeu și spune, aleluia! Doamne, sunt iubit de Tine! În al doilea rând, dragul meu, ești chemat să fii sfânt. Dar când Pavel aici se adresează lor, îi spune, voi sunteți sfinți. Adică, odată ce am crezut în Domnul Iisus Hristos, eu nu mai sunt socotit mort în păcat, ci sunt adus la statutul de sfânt. Și un sfânt ce trebuie să facă mai departe? Să se sfințească, să fie evlavios, să se vadă chipul lui Hristos în el.
Și nu în ultimul rând, credința voastră este vestită în toată lumea. Dragilor, înainte mă rugam ca Dumnezeu să facă o trezire spirituală prin Betel în Cluj și spun aleluia. Dar mă rog acum să facă în toată România. Mă rog acum să facă mai departe. De ce? Pentru că prin internet se pot întoarce oameni la Dumnezeu. Nu știi cum poți să încurajezi pe cineva prin viața ta, dar trebuie să vorbești. Vorbește despre speranța care este în tine. Domnul să te ajute la lucrul ăsta. Care este acum cel mai mare beneficiu pe care îl aduce Dumnezeu în viața credinciosului? Prima lecție pe care o învățăm din primele versete. Am fost justificat prin credință. Am fost justificat prin credință. Singura cale pentru ca tu să fii mântuit sau salvat a fost făcută de Hristos. Crede promisiunea asta. Ia-o. Dar n-ai cum să înțelegi lucrul ăsta dacă nu te uiți în cuvântul lui Dumnezeu să vezi ce spune Efeseni 2, de la 8 până la 9. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și în capitolul al doilea descrie starea noastră înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Erau dat un serial, nu l-am văzut, dar titlul mi s-a părut foarte interesant. The Walking Dead. Cu alte cuvinte, morții care merg și au fețele alea ponosite ca niște pătlăgele pe gard și merg mai departe. Așa eram noi înainte de a ne întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Credeam că trăim, dar eram morți. N-am avut nevoie să fim doar resuscitați. Dragilor, când un om este mort, poți să-i faci tu masaj, poți să-l mângâi tu pe bun. Nu se va întâmpla nimica. Este nevoie de o putere supranaturală. Și asta a făcut Hristos în viața ta. Întărește-ți lucrul ăsta în dimineața aceasta. Poate ești întristat săptămâna asta. Nu știu prin ce treci. Împreună cu soția mea în ultimele săptămâni am avut multe lupte, multe încercări. Nu pot să vi le spun pe toate. Dar în încercarea mea, Dumnezeu mi-a adus aminte, Andrei, adu-ți aminte cum erai înainte. Adu-ți aminte că acum te-am făcut fiul al meu. Ți-am pus o haină regească pe tine. Bucură-te! Și se poate să te bucuri în încercare. Și mă rog să vă bucurați în încercare. Starea noastră naturală este în adversitate față de Dumnezeu. Suntem fiii ascultării. Și mi-aduc aminte cum era Andrei din urmă cu ani de zile. Unele pot să vi le spun, altele nu pot să vi le spun, că mi-e rușine de mine, dar știu că am avut o problemă foarte mare. Spuneam că îi voi asculta pe părinți și nu îi ascultam. Am mers cu părinții mei la grădina zoologică în trecut, când eram copil mic, n-am să spun vârsta, cu mulți o să mă judecați. Și la grădina zoologică eram în România noastră frumoasă, în vremea în care gardurile erau așa de despărțite. Eu eram slab ca varga, puteam să intru foarte ușor și mi-a zis mama, Andrei, să nu intri la niciun animal. Ai înțeles? Da. Și am zâmbit. S-a întors mama, am văzut cușca ursului. Eu aveam impresia că ursulețul e Winnie the Pooh. Sau aveam impresia că ursulețul este cel din Cartea Junglei și zâmbește, Balu, cântă acolo. Când am intrat la urs și am văzut mama, vine ursul spre mine și când să trag o labă din aia să mă desfigurez și mă omoare, mă trage mama în afară. Și mă întreabă mama, dragul meu, ești bine? Și am zis, da. Cel mai greșit răspuns din viața mea. Când am văzut de la mama mea două palme, nu știu ce erau alea, steli verzi, planete zburătoare, mama mea a făcut handbal. Mi-a zis mama, știi, Andrei, există coeficient de inteligență. Ție astăzi mi-a arătat Dumnezeu că tu ai cu minus virgulă. Și mi-am adus aminte cum eram înainte de a-L întâlni pe Domnul Iisus Hristos. Astăzi pot să vă spun că ascult în Domnul de părinții mei. Ascult de Dumnezeu. Când spun că fac un lucru, îl fac. De ce? Că Hristos a schimbat aia în mine. Dragilor, eram vinovați în trei direcții înainte de a-L întâlni pe Hristos. În primul rând, eram vinovați în ceea ce privește legea lui Dumnezeu. După asta eram vinovați în ceea ce privește gloria lui Dumnezeu. Și după asta conștiința noastră era pătată. Deși am crescut într-o familie creștină și pe masa casei, în bucătărie, în sufragerie, era Biblia deschisă. Tatăl meu a fost păstor, avea o poveste extraordinară, aveam textele. Credeți-mă, dacă ești fiu de păstor, duci mari lupte, dai și multe vorbe la tine. De exemplu, în biserică erau unii care spuneau pace. Ăsta e nivelul întâi de creștin. Dar dacă ești creștin mai elevat, vei spune pace ție. Nivelul al treilea, pacea Domnului Iisus.
Ei, eu nu eram nici unul, nici doi, nici trei, eram patru. Shalom. L-auzeam pe tatăl meu, îl vedeam cum repet în oglindă, când se ruga anumite versete și le spuneam și eu. Dar conștiința mea era pătată. Nu eram în păcat cu Dumnezeu și trăiam în condamnare. Deși spuneam anumite lucruri din față, când eram tânăr, când cântam la chitară una alta, știam și celor venea, tu știi cine ești, tu știi fricile pe care le ai, niciodată nu vei scăpa. Și vedeam pe unii și ziceam, Doamne, oamenii ăștia stau pe munte, niciodată nu voi ajunge așa. Doamne, mi-este frică, aia. Dragilor, Hristos m-a eliberat. Dacă vă spun acum că stau în fața voastră și în trecut să fi făcut lucrul ăsta, făceam infarct pe scenă. Vorbeam despre orice, când era vorba despre care mai bun, Real Madrid sau Barcelona, eram primul care spuneam, n-am să spun în dimineața asta cine este, ca să nu mă judecați din nou. Dar eram primul care săream, știam toate golurile, toate statisticile, fiu de fotbalist, era normal să știu lucrurile astea. Dar niciodată despre Dumnezeu, mă duceam și eram teatru ieftin, de păpuși. Hristos m-a scăpat de lucrul ăsta. Și a fost momentul convertirii mele. Stau și vorbesc cu tatăl meu și mă întreabă, ce faci, Andrei, cum ești? Bine, tata, sunt copilul Domnului. Iarăși texte. Citim împreună Apocalipsa 21:8. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși. Partea lor este în iazul care arde cu foc și cu puceasă, adică moartea a doua. Și cum, în momentul ăla când se coboară prezența lui Dumnezeu într-o cameră și realizez că, băi, nu poți să te joci cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el spune foarte clar. Și am zis, tata, deocamdată din lista asta le am. Adică când vorbește aici în original despre fricoși, nu se referă fricoși cu, băi, mi-e frică de umbra mea. Deci câteodată nu era frică de umbra mea, dar se referă la frică de în numele lui Dumnezeu. Adică dacă cineva îți spune că ești creștin, să-ți fie frică, nu vrei să fii asociat cu lucrul ăsta. Când ieșeam afară la fotbal, când au aflat ăștia că tatăl meu este păstor, nu mai spuneau fiul fotbalistului, spuneau așa, uite-l pe pocăitul. Puteau să-mi spună Pocahontas și nu mă supăram. Dar când auzeam pocăitul, și-o venit cu o poreclă și mai tare, uite-l pe credință, nu voiam să mă mai joc cu ei. Astăzi când mă duc în cartier și joc cu băieții un sport, vreau să știe toată lumea că sunt pocăit. Vreau să știe toată lumea că am fost salvat de sângele Domnului Iisus Hristos. Vreau să știe toată lumea cine este Andrei, dar nu Andrei din trecut, ce Hristos mare am. Eram necredincios, închinător la idol, eram mincinos. Și în momentul respectiv stau cad în genunchi și spun, Doamne, nu mai este scăpare pentru mine. Și aici vine un mare dar. Înainte de a fi în păcat cu Dumnezeu, eram condamnat și erai condamnat. Dar prin Iisus suntem socotiți drepți în fața lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele pentru asta. Uitați ce spune Ioan 3:17. Dumnezeu, în adevăr, dragul meu, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. Nu a venit să te condamne. Cum predică astăzi unii, merg în câte o biserică și ascult pe cel care predică. Dragilor, când aud despre oameni care predică doar iadul, doar dreptatea lui Dumnezeu, doar asta nu este imaginea completă a lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu este sfânt, este dreptate, dar Dumnezeu este dragoste. Și asta trebuie să spunem și noi mai departe. Uitați ce a făcut fiul său. Lumea să fie mântuită prin el. Dumnezeu vrea ca să mântuiască oamenii astăzi și să le arate o dragoste pe care niciodată nu va înțelege lumea aceasta. Hollywood-ul niciodată nu va înțelege conceptul de dragoste. Niciodată! Trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, să vedem, Doamne, cine ești Tu cu adevărat? Care este caracterul Tău? Care sunt atributele Tale? Care sunt câteva rezultate pe care le experimentezi în urma justificării prin credință? În primul și în primul rând, dragul meu, textul vorbește despre o pace extraordinară. Am pace cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. De ce? Prețul a fost plătit cu totul. Romani 6:23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viață veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Am văzut o imagine atât de frumoasă. Era un bon fiscal atât de mare. Și scrie acolo, curvie, ucidere, suicid,
Păcat, 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 lungă, 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 lungă. Și dedesubt, prețul total, zero. De ce? Hristos a plătit totul. Aleluia! Ioan 14:6, Hristos se uită la oameni și spune: Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dragul meu, dacă astăzi încă te socotești ca fiind drept înaintea lui Dumnezeu pe baza performanței tale, pocăiește-te astăzi. Vino la Hristos și spune: Doamne, iartă-mă, numai Tu ești calea. Isaia 53:5, dar El, Domnul și Mântuitorul meu Hristos, a fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți sau vindecați. Vindecat de boala păcatului, vindecat de bolile fizice. La cruce a fost totul plătit de Hristos. Nu mai trăi ca rob al celui rău, ci trăiești în libertate. Domnul să te audă, să te ajute la lucrul acesta. Crede că ai pace cu Dumnezeu dacă ești la Hristos. Vreau să înțelegi un lucru. Nu te lăsa condus de emoțiile sau de sentimentele tale, pentru că aici ne atacă cel rău pe unii dintre noi, pe alții atacă la partea rațională, dar în momentul în care vin luptele astea, spune-i: Doamne Iisus Hristoase, vreau să primesc promisiunea Ta. Care-i promisiunea Ta? Că am pace cu Dumnezeu prin Tine. Am pace cu Dumnezeu prin Tine. S-a dat o bătălie între Dumnezeu și cel rău pentru sufletul tău. Nu vă cunosc pe mulți din sala aceasta, dar vă spun un lucru, s-a dat o bătălie pentru sufletul vostru, însă este singura bătălie din toată istoria Universului în care noi nu am fost victime colaterale. Dacă vă uitați în războaiele, primul război mondial, al doilea război mondial sau oricare alt război, acolo tot timpul au fost luați prizonieri. Însă în bătălia asta, bătălia a fost câștigată de Domnul Iisus Hristos, care ne-a câștigat pentru El. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Efeseni 2:14, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Să stai și să faci parte din poporul Israel, să știi că nu ai voie să intri în Sfânta Sfintelor. Doar preotul avea voie acolo o dată pe an. Și Hristos, când a murit la cruce, toată perdeaua aia s-a rupt. Și ce înseamnă lucrul ăsta pentru noi? Avem acces la tronul slavei, cum spune în Evrei. Avem acces în fața lui Dumnezeu care este atotputernic. Avem acces în fața unui Dumnezeu care este plin de iertare, este plin de har. De asta te încurajez la o viață de rugăciune. Nu-ți pierde timpul doar pe Netflix și alte chestii. Nu-ți pierde timpul irosindu-ți viața. Petrece timp cu Dumnezeu în rugăciune să-i cunoști inima. Dumnezeu poate să aducă o trezire spirituală în viața ta și în viața noastră ca biserică. Să te am într-o seară frumos și așa de fain era cerul și am zis: ia să mă și eu la frații mei creștini care merg acum în misiune în anumite triburi din junglă. Credeam că este ceva așa romantic. Dragilor, când am văzut ce triburi există în America de Sud, mi s-a ridicat părul pe piele, de frică. Și-au dezvoltat niște metode de tortură foarte groaznice pentru cei care sunt creștini. Lumea niciodată nu-i va cunoaște pe creștinii care se duc să plătească prețul acolo. Ei n-au timp să-și facă un selfie și să spune: hei, bună, sunt pe Facebook, am salat o groază de oameni. Niciodată nu se va întâmpla lucrul ăsta. Dar cerul îi cunoaște. Noi astăzi stăm în Cluj. Suntem creștini care nu avem încercările pe care le au ei. Credeți, întrebare, că ei vor primi o răsplată mai mică decât a noastră? Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea o răsplată mare, dar ca să primești răsplata respectivă, nu uita următorul lucru. Harul este gratis, dar nu este ieftin. Nu este ieftin. Asta spunea Dietrich Bonhoeffer, un martir pentru Domnul Iisus Hristos. Te rog, nu lua harul lui Dumnezeu și da cu el de gard. Când i-aud pe unii: l-am primit pe Hristos, viața este foarte bună, mă simt foarte bine, și după aia trec ca gâsca prin apă. Doamne, ferește biserica Ta de gândurile astea care nu sunt de la Tine. Îmi doresc ca să nu văd în biserica Betel o biserică care să fie căldicică. Fiți în foc pentru Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt să lucreze cu putere în viața voastră. El să vă întărească. Viața de creștin este o luptă. Dar nu mai este o luptă împotriva lui Dumnezeu, ci împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu este de partea celor ce sunt ai Lui.
Lucrurile astea poți să le descoperi dacă studiezi cuvântul lui Dumnezeu. L-am primit pe Hristos, trăiam bucuros și după aia am căzut în păcat, iarăși... Și am zis, Doamne, dar mă simt condamnat, mă simt acolo jos. Și celor spunea, vai, nu mai există iertare pentru tine. Nu mai există iertare pentru tine. Dar când îmi repet promisiunile lui Dumnezeu, să știu că Cel care a început în noi această lucrare bună, o va duce până la sfârșit, îmi întăresc mușchii spirituali și spun, Doamne, fii Tu lăudat că nu sunt singur. Fii Tu lăudat, Doamne, că Tu ești vița, Cel care mă susține, susținătorul vieții mele. Tu nu mă vei lăsa să mai cad. Tu nu mă vei lăsa ca cel rău să aibă puterea asupra mea. Tu nu mă vei lăsa să-mi pierd sufletul în rai, în iad. Iar când vine cel rău, spune, în numele Domnului Iisus Hristos, sunt protejat de Hristos. Ai încredere în El? Ai încredere în El? Harul este ceva nemeritat. Asta este starea actuală a credincioșilor. În fața lui Dumnezeu, primim har la început de credință și fantastic, dar trebuie să continuăm în el, nu să ne bazăm pe faptele noastre, pe faptele legii, ci pe puterea Duhului Sfânt. Vreau să vă întreb un lucru, ca să vă testați cât de mult cunoașteți din harul lui Dumnezeu. Și eu am fost un legalist mult timp. Ce înseamnă să fii legalist? Nu înseamnă să te îmbraci într-un anumit fel, nu. Înseamnă să te consideri bun înaintea lui Dumnezeu pe baza faptelor tale. Care este atitudinea dumneavoastră ca și creștini în momentul în care vedeți un păcătos? Dacă acum ar intra în mijlocul nostru o femeie ușoară sau o prostituată, v-ați uitat ca la felul 16? Sau ați primit și spuneți, haide să vezi ce a făcut Hristos pentru noi, haide să primești și tu. Știți ce interesant? Că Dumnezeu te testează. Dragilor, în tot ceea ce am predicat, Dumnezeu m-a testat. Și de multe ori prețul a fost foarte mare. Citeam și ziceam, Doamne, ce fain ești Tu, cum i-ai primit pe toți păcătoși. Și într-o seară mă duceam la magazin și am văzut o fată ușurică, îmbrăcată, sumar. Anca mi-a povestit niște detalii din viața ei și am zis, nu se poate, trebuie să mă duc la magazin. Și în momentul respectiv, Duhul Domnului îmi spune, dragul meu, ce-ai citit săptămâna aceasta? Când toți au luat pietrele să arunce Maria Magdalena, că era o femeie ușoară, ce-am făcut eu? Am primit-o, am iertat-o. Când am văzut-o pe femeia din Samaria, ce am făcut eu, Andrei? Femeia din Samaria, care era judecată de toți, să n-aibă niciun prieten, niciun prieten, nici măcar cel cu care stătea în pat, nu era prietenul ei. A făcut Dumnezeu din ea cel mai mare evanghelist din Samaria. Dragilor, când Hristos îți schimbă trecutul, după asta te face fiu și fiica a Regelui Suprem, nu te mai lasă la fel. Și mă duc la fata asta și spun, salut, mă numesc Andrei. A, ești soțul Ancăi. Și am zis, oh. Și am început să povestesc cu ea despre dragostea lui Dumnezeu și spun că o așteptăm o dată acasă. Soția mea vrea să întâlnească cu tine, să spună despre Dumnezeu. Și am zis, vai, mulțumesc că m-ați invitat. Dragilor, cum credeți că oamenii ăștia se vor întoarce la Dumnezeu dacă noi nu-i atingem? 7.000 pentru Hristos. 7 milioane pentru Hristos. 7 milioane pentru Hristos. Dar ca să întâmple lucrul ăsta, noi trebuie să vorbim. Noi trebuie să fim vocea lui Dumnezeu în generația în care suntem astăzi. Matei 21 cu 31 spune Domnul Iisus Hristos, adevărat, adevărat vă spun, că vameșii și femeile ușoare merg înaintea multor fii în împărăția lui Dumnezeu. Întrebare, de ce? V-ați pus o dată întrebarea asta? Mă întorc la Domnul. Și când am văzut un om care nu era după standardele mele, spuneam, Doamne, da, și eu am fost rău, dar n-am fost la fel de rău ca ala. Doamne, iartă-mă pentru că am gândit odată așa. Când vameșii și femeile ușoare se întorc la Hristos, știți ce fac? La cruce lasă totul. Viața din urmă este un gunoi și nu se mai uită înapoi. Și nu au nimic cu care să laude. Pavel anticipează lucrul ăsta și spune, toate lucrurile pe care le socoteam înainte ca și câștig, le socotesc acum ca un gunoi. Nu mă mai interesează că am crescut picioarele lui Gamaliel, nu mă mai interesează că sunt doxat, că sunt inteligent, că știu multe cărți din Vechiul Testament. Nu! Mă uit doar la Hristos și doar la lucrarea Lui. Și dacă astăzi ești în sala asta și ai anumite lucruri pentru care te consideri vrednic înaintea lui Dumnezeu, cercetează-te și pocăiește-te. Părinții mei lucrează cu orfani la fundația pe care o au. Și vreau să înțelegeți că contextul orfelinatelor din România este teribil.
E teribil. Vezi o imagine pe net și spui că totul este ok, când ajunge acolo iadul pe pământ. Ascult niște mărturii și spuneau în felul următor niște băieți. În fiecare noapte, la ora 2 noaptea, luau o oală, luau o linguriu și mă băteau în cap de zeci de ori. Alții mă maltratau sexual. Alții îmi spuneau, vrei să mănânci mâine, dai toate trei mese. Toate trei mese, dacă spui ceva, mănânci bătaie. An după an și după an și după an. Și cei care ieșeau de acolo spuneau, abia aștept să mă răzbun pe ei și să-i omor. Și câțiva dintre orfanii ăștia au ajuns la noi la fermă. Dacă îi întrebi, de ce credeți că ați ajuns aici? Niciunul nu vă va spune pentru că am fost mai bun decât ăla sau decât ăla. Din contră, unii au fost mai răi. Dar să vedeți un orfan care îl primește pe Hristos, stă acolo, e dur, nu dă cu nimeni la început. Și dă peste un cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu. De asta, dragilor, vă încurajez, citiți cuvântul lui Dumnezeu, să vedeți și puterea liberatoare este în el. Psalmul 68, cu 5, citeau dat un orfan. Andrei, uite ce am descoperit. El este tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. El, Dumnezeu, care locuiește în locul lui cel sfânt. Și se uită la mine și are un moment de la de revelație, deschide ochii mai spune, adică, eu nu mai sunt prostul ăla de care zic toți? Adică eu nu mai sunt un nei ca nimeni? Adică eu n-am să mai fiu bătut? Adică Dumnezeu chiar e tatăl meu? Și am zis că da, crede lucrul ăsta, Dumnezeu este tatăl tău. Și să vedeți după aia o schimbare extraordinară, miraculoasă în viața orfanului respectiv. Am ajuns la biserică și la biserică a început să cânt în față după ce s-a botezat. Nu mai aveam nevoie de aer condiționat în biserică. Așa făcea cu mâinile tot timpul. Și ridica în sus, sărea din picioare, bătea. Poți să-l oprești? Poți să-l oprești să bucuri? Știți ce mi-a zis când l-am văzut prima dată? Tu ai un tată care te iubește, tu ai o mamă care te iubește. Eu niciodată n-am experimentat lucrul ăsta. Dar acum am dau seama că în Dumnezeu am lucrurile astea. Am și dragoste, am și pace, dar am și un nou statut. Și mă rog ca Dumnezeu să producă în Biserica Betel cât mai multe convertiri din acestea. Amin. A fi în harul lui Dumnezeu ne asigură de următoarele lucruri. Trei lucruri pe care să le aduci aminte. Atitudinea prezentă a lui Dumnezeu față de credincios este de binecuvântare. Dragul meu, ești binecuvântat. Al doilea lucru, Dumnezeu se uită cu bucurie, frumusețe și plăcere la copiii lui. Al treilea lucru, nu doar că Dumnezeu ne iubește, dar îi place de noi în Iisus. Și am înțeles imaginea asta foarte simplu. Îl iubesc pe copilașul meu. Când îl văd că se joacă cu anumiți copii și se simte bine, și eu găsesc plăceri în copiii respectivi și mă împrietenesc cu părinții lor. De ce? Pentru că văd că fiul meu se bucură acolo. Așa ne privește și Dumnezeu pe noi. Dar a rămâne în har înseamnă alte lucruri. În primul rând, nu trebuie să dovedesc că sunt vrednic de dragostea lui Dumnezeu. Asta o dovedește Hristos. Când vei sta în fața lui Dumnezeu și eu când voi sta în fața lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu mă va întreba, Andrei, de ce să te lăs în rai? N-am să-i spun absolut nimic din realizările mele, dar îi voi spune următorul lucru. Doamne, tot ceea ce a făcut Fiul Tău, în El mă încred, de asta să mă lași. Când eram jos, când plângeam, când eram în genunchi, El a fost acolo cu mine. Când eram în păcat, El m-a ridicat de acolo. Când eram cu capul în pământ, El mi-a ridicat capul. Datorită Fiului Tău să mă lași în cer, Doamne. Al doilea lucru, Dumnezeu este prietenul Tău. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, Regele Universului, Dumnezeu Suprem, este prietenul Tău. Al treilea lucru, ușa este mereu deschisă în prezența Lui. Astăzi, deși avem acces 24 din 24 de ore la Duhul Sfânt și la intimitatea cămăruții în rugăciune, petrecem foarte puțin timp. Nu sunt profet, Dumnezeu nu-mi descoperă lucrurile astea, dar văd cu cât mai mulți vorbesc că nu au viață de rugăciune. Dragilor, dacă n-ai viață de rugăciune, dacă nu petreci ore în rugăciune, dacă nu studiezi Cuvântul Lui Dumnezeu, cum crezi că vei putea sta tare în fața celui rău? Nu ai cum. Când te crezi că stai tare, când crezi că stai tare, ia seama să nu cazi. Și atunci vine celor și spune, ești tare, nu mai citi Cuvântul Lui Dumnezeu, nu te mai ruga, numai asta, numai asta. Doamne, ajută-ne să citim Cuvântul Tău și să ne rugăm. Al patrulea lucru, nu trebuie să mai țin scorul. Totul a fost plătit de Iisus. Al cincilea lucru, petrec mai mult timp lăudându-L pe Dumnezeu și nu mă mai urăsc. Câți dintre voi
dacă sunteți sinceri, vă urâți în dimineața aceasta. Câți dintre voi aveți anumite lucruri din trecut pe care le cărați cu voi zi după zi după zi și credeți că pentru noi nu există eliberare? Și vă urâți. Hristos în dimineața asta vrea să spun următorul lucru. Fii liber! Lasă lanțurile în spate, lasă greutățile în spate, uită-te la ceea ce am făcut eu. Credeți că Pavel, omul lui Dumnezeu, nu a avut lupta asta lăuntrică? Uitați ce spune în Romani 7 cu 24. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Pe de o parte vreau să fac binele, dar nu pot, pentru că e firea asta pământească care mă trage înapoi. Dar slăvit să fie cuvântul lui Dumnezeu că ne aduce și soluția și eliberarea. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Și acum, dragilor, acum dar, Romani 8:1, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Iisus Hristos, aleluia, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Dragul meu, dacă ai venit trist în dimineața aceasta aici, vreau să-ți reîntăresc credința și să știi că nu mai ești condamnat dacă ești al lui Hristos. Dar dacă nu ești al lui Hristos, predă-ți viața lui Hristos. Cei care urmăriți acum online pe internet, nu mai sunteți condamnați dacă sunteți al lui Hristos. Predați-vă viața lui Hristos și nu veți mai fi osândiți. Dragostea lui Dumnezeu a fost demonstrată prin moartea lui Iisus, Mesia, pentru noi, în timp ce eram, știți când? În timp ce eram neputincioși, păcătoși și dușmani. Starea noastră. Și Dumnezeu ce face? Îl trimite pe Fiul Său să moară la cruce pentru noi. Dar acum suntem justificați. Ce înseamnă justificare? O imagine extraordinară. Deși mai sunt momente în care păcătuiești, că ai firea ta pământească încă, dacă ești al lui Hristos, Dumnezeu Sfânt, când se uită la tine, se uită acum prin filtru Domnului Iisus Hristos și îl spune, îl văd ca fiind sfânt. Extraordinar lucrul ăsta. Ești justificat, ești salvat, ești împăcat și nu în ultimul rând, ești ținut. El te va ține până la întoarcerea Lui. Câteva lucruri practice după care voi încheia. Care este atitudinea corectă a omului care nu se mai vede condamnat, dar trăiește biruitor prin Iisus Hristos? În primul rând, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, crede că ești iubit, chiar dacă nu ești vrednic. Nu te încrede în carnea ta, nu te încrede în faptele tale, nu te încrede în performanța ta, ci crede în promisiunile sau legămintele lui Dumnezeu. De ce? Dumnezeu este Dumnezeul promisiunilor îndeplinite. Slăviți fie numele pentru asta. 3. Așteaptă binecuvântarea realizând că nu o mereți. 4. Mărturisește dragostea lui Dumnezeu tot timpul. 5. Primește mustrarea lui Dumnezeu ca un semn al dragostei lui. 6. Un om sub har nu mai are nicio povară în momentul în care se uită la Dumnezeu. Bun, și ai putea să mă întreb, dar ce fac când trec prin necazuri sau prin încercări? Care trebuie să fie atitudinea mea? Văd aici că Pavel spune că toate lucrurile astea provoacă răbdare. Și Dumnezeu folosește încercarea să ne încredem mai mult și mai mult în El. În Iacov, în capitolul 1, de la versetul 2 cu 4, spune așa, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să se facă desăvârșită lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Pavel știa despre ce vorbește. Pavel a fost bătut ca Mântuitorului. Pavel a fost la fel biciuit. Anumiți frați din biserică l-au lăsat la greu. A fost în lanțul și el spune, se merită să faci lucrurile astea. Se merită, de ce? Pentru că Hristos a plătit prețul. Încercarea produce rezultate diferite pentru necreștini și pentru creștini. De ce? Focusul este diferit. Când treceam în încercare și părinții erau în spital și se uitau ăștia din lume la noi și spuneau, cum de ai pacea asta? Cum de ai lucrul ăsta? Și am zis, dragul meu, mi-este greu din punct de vedere uman, plâng. Stau în casă și plâng și mă rog ca tu să o vindești pe mama mea și pe tatăl meu, dar Hristos va face lucrul ăsta. La El mă uit, nu la mine. La El mă uit, nu la ceea ce spun doctorii. Nu la toate verdictele alea, că nu se mai poate și nu se mai poate. Încrede-te astăzi în Hristos și vei avea eliberare.
Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Te îndemn astăzi, nu te opri doar la crucea lui Hristos, e fain că ai ajuns până acolo. Domnul este lăudat pentru lucrul ăsta, dar mai departe, mergi în plinătatea Duhului Sfânt. Mergi condus de Duhul Sfânt în toate colțișoarele din inima ta. Tu știi care sunt colțurile pe care nu le-ai predat lui Dumnezeu. Astăzi să fie ziua în care să le predai lui Hristos, nu mâine. Pentru că știi ce se întâmplă? Cel rău îți va planta semințe acolo din îndoială. Mâine va fi mâine și va fi mâine și va fi mâine. Astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu-ți împietri inima. Dragilor, revărsarea Duhului Sfânt. Când ești umplut de Duhul Sfânt și petreci timp cu El, dragostea lui Dumnezeu este mult mai mare cât dă pe din afară. Nu-i nevoie să joci teatru, nu-i nevoie să te chinui, înainte mă chinuiam, vreau să mă rog, nu puteam să mă rog. Hristos a schimbat lucrul ăsta în viața mea. Toți creștinii, vreau să înțelegeți, au Duhul Sfânt când au crezut în Hristos. Dacă n-aveai Duhul Sfânt, nu puteai să-L vezi pe Hristos înviat din morți. Dar, nu toți creștinii trăiesc în plinătatea Duhului Sfânt. Mă rog ca toți să trăiți în plinătatea Duhului Sfânt. Amin. Nu toți creștinii trăiesc și umblă cu Duhul Sfânt. Mă rog ca toți să trăiți și să umblați cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta.